Rezultat incredibil pentru fotbaliștii juniori de la CSM Pașcani. Elevii antrenorului Șerban Neamțu sunt vicecampion național la categoria juniori. Pășcăneni au fost la un pas să câștige prima poziție, însă au pierdut în finală în fața formației Sporting Pitești cu scorul de 6-0. Finala mare s-a disputat duminică la Buftea. Ne-am prezentat, spun eu, destul de bine. Am reușit, după faza de zonă, să ne calificăm în primele 4 echipe din țară. Am întâlnit, într-adevăr, cele mai bune echipe din țară. În primul meci am reușit să trecem de către cei de la Salonta, cu scorul de 2-1, 2-0 la pauză pentru noi. Și în finală ne-am întâlnit cu Sporting Pitești, o echipă care s-a dovedit a fi, într-adevăr, cea mai bună echipă din competiție. Președintele Bogdan Mandric este mândru de realizarea fotbaliștilor cu vârsta de până la 18 ani și a declarat reporterilor TV Bit că această clasare este unică în istoria clubului pășcănean. Suntem bucuroși că am reușit să ne calificăm la faza pe țară, suntem bucuroși că am reușit să terminăm vicecampioni din 585 de echipe. Pentru echipa noastră, eu spun că este o performanță să reușim să terminăm pe locul 2. Performanța juniorilor este de lăudat în contextul în care la turneul de junior au fost înscrise sute de echipe din toată țara, printre care școli de fotbal cu putere financiară.